Adolescenții din Alexandria, elevii ai școlii speciale, sunt, așa cum spune și numele instituției pe care o frecventează, speciali, diferiți. Nu le place însă să fie considerați altfel decât majoritatea și luptă pentru a demonstra că pot realiza și ei lucruri frumoase. Sergiu, de exemplu, și-a descoperit o pasiune, dansul. El spune că dansul este pentru el un refugiu din realitatea uneori prea dură, dar și speranța unui viitor frumos. Și-a convins mai mulți colegi cu drag de dans să-i se alăture și împreună participă la diverse concursuri și evenimente de profil. Dansul înseamnă toată viața mea, prin el pot să-mi exprim supărarea și mai multe. Ce supărare poate să aibă un copil la 16 ani? Nu știu ce să spun. Da, că nu este un pas bine la dans, ceva. La copiii noștri anumite lucruri sunt exacerbate. Plăcerea pentru dans la ei este un punct forte, da? Și atunci l-am pus în valoare astăzi, alături de prietenilor. Pe membrii Asociației de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic i-am întâlnit la același concurs de dans la care au participat recent și tinerii din Alexandria. Cei din cadrul asociației au venit în Telorman, tocmai de la Călăraș, pentru a demonstra că toți elevii sunt la fel, indiferent de problemele fizice, defectele sau dizabilitățile. Toată lumea a plâns, toată lumea a fost încântată de ceea ce au putut face acești copii minunați. Toți acești oameni ne dau o lecție de viață importantă. Nimic nu este de nerezolvat, iar viața este un dar de preț și merită trăită la maximum, mai ales în pași de dans.